toate gazetele din regiune Cernăuț și chiar comunicare și foarte aici. Astăzi am vă prezint o comunicare compendiată, mai mult în teză și sper că în zală avem specialiști competenți care o să adauge la ceea ce n-am reușit să spun în fața dumneavoastră. Deci numele Porumbescu este un nume laic derivat de la cel comun porumb, de origine latină, cu 15 semnificații. La inițial are două sensuri, zoologic și botanic, porumbel și porumb, atestat în secolul XVII sub formele respective. La origine numele lui a fost polonez Golenbiovski. În orice caz sună ca limba poloneză. Rectorul seminarului teologic Filipovic îi spune decanului Facultății de Filozofie a Universității din Cernăuț, un austriac durduliu între două vârste și foarte înțepat. Citez. E o poveste cu schimbarea aceasta a numelor. În definitiv, e român ciprian. Mai drept ar fi să se cheme Porumbescu decât Golenbiovski. Dar la noi, Ciupercă devine Ciupercovici, Samuil Samuilovici și Porumbescu Golenbiovski. Numai român să nu sune. Asta ar supăra anumite cestite urechi. Nina Ționca, stranepoata compozitorului, aduce argumente incontestabile că numele lui este totuși românesc. Dar a avut și o serie de supranume, Cip, Prisincopă, Longinus, pe urmă aproape de poreclă, Prăjină și Candriu Lung în limbă. Dar și supranume pozitive, să spunem, Heracles, Orfeu, Paganini, Mefisto și alte nume. El s-a născut la 2 octombrie 14, dacă facem comparație cu timp, cu stilul de și loc, octombrie 1853, la Șipotele Sucerii. A fost al doilea copil al lui Irașii și al Emilii. În anul 1857, familia Porumbescu se mută la Băian, iar de acolo, peste 2 ani, se reîntoarce la Șipote. Ciprian avea 5 sau 6 ani. În perioada anilor 1859-1864, compozitorul Carol Niculi petrecea verile în casa tatălui viitorului compozitor. Acolo Ciprian a obținut primele noțiuni muzicale și a descifrat notele ale începătorului sub îndrumarea părintelui său și a renumitului compozitor. Această timpurie ucenicie a fost de bun augur. La Șipote funcționa o școală ruteană și din cauza aceasta el se duce la Ilișești să facă școala primară românească. Aici învățătorul Simeon Maier îi dă lecții de flabioară. În anul 1851, la 15 august, are loc marea sărbătoare încinată memoriei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, celor 400 de ani de la întemeierea ctitoriei de la Putna, inițiată și compusă de către Societatea Academică România Junior din Viena, cu Mihai Eminescu, slavici ca animatori de frunte, festivitatea se transformă în preludiu unității noastre naționale. Încă elev al profesorului de matematici și compozitorul Ștefan Nosievici, el de la Suceava participă și la această mare sărbătoare alături de Mihai Eminescu, slavic, Xenofon, Tocilescu și alții. Acolo a avut loc o mare sărbătoare, o coră simbolică din toate ținuturile țării.